Robert a făcut aseară pregătiri intense pentru a marca prima lună de relație alături de Ionela. Hai pe salată, vă rog. Ești pe aici, spune-le. Hai, dă-l. Να ξέρες τα βράδια πως μισώ. Ce să zic? Ce te iubesc? Oh. Nu mă așteptam. Seara a continuat pentru Robert și Ionela la jacuzzi, unde declarațiile nu au lipsit. Ce-ți place la mine? Că ești așa, din punct de vedere al caracterului, în primul rând, pe lângă aspectul fizic. Da, ești, arăși bine. Da. Fața de ascultător, așa. Da. Ești așa, fix genul de față pe care îl căutam eu, știi? Să fii mai moale cu mine când ești nervos. Chiar dacă uneori începi așa să mai cicălești, nu putem să le alim pe toate. Așa, ești pe lângă asta? Pe lângă asta? Ochii, ți-am zis, cu ochii mă omoară la tine, nu știu. Serios? Serios. Chiar dacă n-ai o culoare diferită, gen albastru, verzi, nu știu. N-am mai văzut ochii. Ai o lumină în ei, nu știu, nu pot să-mi răscuic. Nu înțeleg cum. Strălucesc, efectiv strălucesc, nu știu. Am o privire așa caldă, pătrunzătoare, seductivă, nu știu. De asta nu se ocupate și spită. Serios? Din cauza ochilor. Hipnotizez, nu știu. Dar ție, ce-ți place la mine? La comportament? Măi, îmi place oricum că ești drăgăstos. Și chiar dacă ai tu momentele astea în care te enervezi și ești foarte irascibil, oricum se vede că nu ești un om rău, se vede că ai un suflet foarte bun. Și ai și latura asta sensibilă. Da. Chiar dacă, ți-am zis, chiar dacă te enervezi și uneori spui niște lucruri și uneori pari un pic absurd în anumite chestii, n-am să te mint. Dar ai și foarte multe calități. Adică ce chestii ești absurd? Nu neapărat că absurd, dar ești atent așa la niște detalii care s-ar putea ști tot ție să-ți facă rău, pentru că dacă stai, da, nu vreau să intrăm prea multe detalii, dar în general, dacă tu o să te focusezi, știi, pe cel mai mic detaliu, cum ar fi și cu privirea, cu privirile mele, cum schimbi eu fizionomia, știi? Adică îți faci tu rău cu anumite chestii, gândindu-te. Măi, într-adevăr, eu nu e că nu-mi fac filme. Dar crede-mă că, nu știu, eu nu vreau să-mi fac intenționat, pur și simplu vin în gând așa. Eu nu e că n-am o oarecare traumă, nu cred că zic e traumă. E probabil și acțiunile pe care le-am făcut eu în trecut, în legătură cu stilul meu de viață, ți-am zis, se reflectă acum în... Și am impresia că toate femeile sunt așa, știi? Mi-am dat seama, știi, că sunt niște chestii din trecut. Dar nu înseamnă că o femeie când se îndrăgostește de tine, chiar rămâne acolo în povestea aia, știi? Niciodată când o femeie o să fie îndrăgostită și o să țină, și o să țină la bărbatul și o să-l respecte, nu o să umbli cu altcineva, nu o să fii ce-ți imaginezi tu. Trebuie să fii mai chill și să ai încredere și în tine și în persoana de lângă tine. Că chiar ești un băiat cu potențial, că dacă nu aveai... Mulțumesc! Și ești o fată foarte bine educată, sincer. Părinții te simt, se pot simți mândri ca așa... Fete, bănuiesc și sorile. Da, și sorile mele la fel sunt.
ce deșteaptă, gen doamna și vagabond, tot așa mai... Ești mai... vagabond din ăla cu suflet bun. Da. Cum te-ai gândit tu să mă scoți atunci la date-ul ăla cu condus? La date? Primul date, ăla cu condus. Ăla cu condusul, păi... Comint așa deodată, eram afară cu băieții, Robert merge la date-ul ăla. Și mai interacționam, am mai interacționat așa un pic, știi, când era Raul cu tine, nu știu ce mai făceau glumiții. Da, pe tăi ce mai dădeam cioc-cioc cu paharul. Da, păi mi-amintesc oricum și o fază când... Pe hol acolo, nu? Pe hol, da. Mi-amintesc faza aia, mi s-a părut un pic ciudat, pentru că tu treceai pe lângă mine și nu mai știu când s-a întâmplat asta, dar... Și ai dat așa cioc cu mine, știi, și era cu mai... Dar n-am, dai seama că nu m-am zis, păi, poate a fost doar așa, din... că sunt constătea în cata, știi, deși noi ne cam ne mai certam uneori. Și după chestia aia, dar chiar atunci faza cu paharul a fost doar așa sau? Nu știu, așa am zis, să-ți dau cioc cu tine. Văd că mi-era paharul gol. Da, păi asta era ideea, că era, era și paharul gol, dar tu ai dat cu mine și eu zis. Nu știu, n-am avut motiv, pur și simplu, am dat așa. Mă gândeam inițial să scot pe cineva, să nu te interpretezi, să comentezi lumea de prin casă sau ceva, că n-aveam chef. Dar după am zis, băi, oricum, puteam să aleg doar așa un băiat din ăsta cu care chiar să ies doar dragul de a nu fi cu alte comentarii. Și după am zis, măi, ia, hai să te mănânc. De asta am zis, băi, uite, știam că tu ai zis că ai dat de mai multe ori de condus când am avut o discuție în terasă. Și erai, te-am văzut oricum erai suferind și am zis că oricum cred că ți-ar prinde bine. Da. Nu m-am gândit atunci neapărat, știi, la ceva, dar stai să m-am zis că băi, na, oricum. Dar oricum am auzit râsetele din casa băieților atunci, imediat. Dar nu mă așteptam să te gândești tu să faci asta aici. În jacuzzi? Da. Nu? Te-am de ce? Nu, no, nu te ceri și... să te gândești la... Nu. Să vezi că și eu mă gândesc. Eu m-am gândit de mult timp, încă cu două săptămâni înainte. Serios? Serios. Cu tati, că mă gândeam că, băi, cum ar fi pe bune, știi, să fiu atât de, să mă pregătesc atât de așa și să... Și azi era cu, băi, poate m-am pregătit așa eu în sinea mea, cu, așa, și după să aflu că, mă gândeam, cum ar fi fost să te desparți de mine. Nu, sincer nu mă gândeam, chiar dacă eram nervos, nu... Vreau doar să stau, să îmi calmez mintea. De asta ziceam să mă las în pace, ca să pot să mă liniștesc. Știam că nu ce-ar spune acum, ce-ar scoate pe gură, nu ar fi ceea ce-ar simți eu, știi? Mai sincer, să fiu, nu mă așteptam să trăiesc niște momente atât de frumoase cu cineva aici. Dar se pare că pentru Ionela declarațiile sunt foarte importante. Și că și tu poți să-mi spui mai des te iubesc dacă tot ai spus. Mă intimidez. Lasă, că așa cum eu nu mă intimidez, nici tu nu trebuie. Păi te-am zis. Mi-ai zis odată. Da, scuze, zic eu, când e momentul. Uite, Robert, e ceas. Eu nu fără ceas. Deci ca să vezi ceasul meu biologic. Ceasul biologic mai sunt 5 minute, mai stai 5 minute. Da. Dacă nu stai 5 minute, înseamnă că nu mă iubești. Te iubesc, da, hai. Lasă ăla. Unde? Ăla. Dar las, măi, ce ai? Măi. Dar să nu-l spargi. Nu-l sparg. Hai, stă-ne mă tare în brăci. Da. Trei. Măi, alu. Amore. Amore mio. Capricile iubirii. În primul rând, felicitări pentru aniversarea asta frumoasă. Cred că este... n-am mai văzut de mult așa o aniversare în Casa Mireasa. Cred că e prima în sezonul ăsta a făcut cam așa. Cam așa arată aniversările în Casa Mireasa. M-au ajutat cam așa. Cine te-a ajutat? Că a văzut că Alex, parcă... Alexia erau la confeti. A, și ei au așezat acolo lumânările, tu te-ai gândit, ai gândit conceptul. Da. Foarte frumos. Dar de ce ai vrut așa o aniversare cu pompă? Eu? Da. Bă, nu mă așteptam să aranjeze ei atât de frumos. Eu am dat o idee, nu mă așteptam să iasă chiar atât de... Dar ce le-ai zis? Doar, cum spun, lumânările astea. A, să facă o cărare de lumânări? Da. Ah, ce drăguț. Și ne-au ajutat și susținătorii, mulțumim. Mai multe au venit cu ideea. Ei ne-au trimis foarte multe lucruri, că altfel nu am fi avut cu ce să facem. E adevărat, e adevărat. Da, da.
cred că puteți să cereți, nu știu, acum nu vreau să vorbesc cu păcat, dar cred că dacă aveți vreo idee vreodată, de vreo surpriză, puteți să cereți și părinților sau vorbiți cu echipa de producție care e aici să vă ajute și în măsura posibilităților se găsește ceva, o soluție. Puteți să vă aniversați zilnic. Da. Dar în continuare transmiteți foarte multă emoție și sunteți foarte emotivi așa și felicitări și pentru te iubescul ăla, l-am simțit sincer și din partea ta, Robert. Nu așteptam să-l zici așa repede, nu știu. Mă intimidez, nu sunt obișnuit chiar să spun. Da, dar cu toate astea l-ai spus și... Ce, dar tot ești așa în, cum se cheamă, ești în ca gardă, un... Așa, da, în gardă, da, tot gardă. Timpul. Da, puțin. Da, de ce? Ai bătit ceva? S-a întâmplat ceva după ce ai zis? S-a prăbușit, s-a făcut gaură în cer. Gata asta. Da, dar cu toate astea, eu l-am simțit super sincer așa, că i l-a spus, n-a părut cerut, chiar l-a simțit să-l spună. Mă simțea și puțin prost acolo, că am supărat în ziua aia. Păi ce zici acum? Și ai vrut să compensezi? Nu, zic că nu am avut cuvintele la mine de asta. S-a fustăcit așa puțin. Legat de asta... Da, poate că ar trebui cumva că, na, așa în viața asta o să te mai întâlnești cu situații în care o piatră aruncată va crea foarte multe unde. Așteaptă-te la lucrurile astea și respiră puțin înainte să pornești cu gândurile astea și cu îngrijorările pe care mai tu le ai. Gura. Da, și cu a emite judecăți către stânga-dreapta persoanele dragi ție. Dar a început să facă. Da, a știi. Spus că încet, încet. A cerut un moment de răgaz ca da. Să nu ia-ți, spună mai multe decât ia-ți spațiu așa și o să fie bine. Că nu, până nu verifici, n-ai de unde să știi, uite, răutăți sau... Da, mi-a plăcut foarte mult și momentul din jacuzzi. Da. Chiar a fost foarte frumos. Alea a fost mai frumos, nu mă știu. Ambele au fost foarte frumoase. Ce ați vorbit voi? Mi-au plăcut discuțiile din jacuzzi. Am aflat și noi, în sfârșit, ce vă place unul la celălalt, ce apreciați. Chiar v-am simțit foarte sinceri și dacă am fost sceptică la început, cred că am mai zis asta, cumva acum... Începe să se risipească scepticismul. Începe să se...